următoarea noastră călătorie este în Austria. Intenționăm să publicăm două vloguri, așa că să ne urmăriți. Dar haideți să vă vorbim mai întâi despre planificarea unei excursii în Austria. În mod normal, cea mai laborioasă etapă era cea a documentării locurilor în care urmează să ne petrecem timpul. În funcție de ceea ce dorim să facem, să vizităm orașe, obiective turistice, să facem baie în lacuri cristaline, să urcăm pe ghețari, să parcurgem trasee montane, ne alegem o zonă care să le aibă pe toate și, credeți-mă, în Austria nu este greu. Călătoria cu autorul Otan ne oferă luxul de a avea alternative. Dacă în zona în care ne-am planificat inițial călătoria plouă sau este aglomerat, sau fermierii au stropit recent câmpurile cu îngrășământ natural, adică de vacă, ne mutăm 100 de kilometri la nord sau la sud și suntem convinși că soarele va străluci atât afară cât și în sufletele noastre. Vinieta pentru Ungaria o cumpărăm online sau dintr-o benzinărie MOL, iar pe cea pentru Austria o cumpărăm dintr-o benzinărie din Ungaria. Un fapt inedit, în timp ce România a introdus vinieta electronică în 2010, Austria a implementat acest sistem abia în 2016. Dar vinieta austriacă trebuie cumpărată cu minimum 18 zile înainte de începerea perioadei de valabilitate, 1-0 pentru România. În condițiile pandemiei, statele Uniunii Europene nu au reacționat unitar și au impus restricții de călătorie diferite. Pentru a evita un refuz la graniță, am studiat atent pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe referitoare la condițiile de călătorie, precum și site-urile web ale ambasadelor celor două țări. La momentul călătoriei noastre, Ungaria nu permite accesul în scop turistic, dar ne dă voie să o tranzităm în anumite condiții, cum ar fi să părăsim teritoriul maximum 24 de ore, să respectăm o rută prestabilită și să oprim doar în locurile desemnate. La frontiera ungară urmează să prezentăm dovezi ale faptului că intenționăm să călătorim în Austria. De regulă, rezervarea la hotel, la camping. Cum noi nu stăm la hotel sau la camping, intervine în partea care poate naște discuții. Am sunat la ambasada Ungariei să întreb ce documente ar putea dovedi vameșului ungar că avem un plan să tranzităm țara, nu să rămânem acolo, și am menționat rezultatul testului COVID pe care îl vom avea în formatul cerut de austrieci. Logica fiind că nimeni nu ar cheltui 700 de lei pe două teste când ar putea face o rezervare la hotel și să o anuleze ulterior, având cost zero. Cei de la ambasada au apreciat călătoria cu autorul Ota ca fiind cea mai potrivită pentru vremurile astea și chiar ne-au felicitat, dar au sugerat că o rezervare tipărită, chiar și anulată, este cea mai bună dovadă. Austria, pe de altă parte, permite accesul turiștilor care prezintă un test real-time PCR COVID negativ, procesat la unul dintre laboratoarele acreditate de Ministerul Sănătății de la noi. Rezultatul testului trebuie înscris într-un formular prestabilit, că doar sunt nemți și nu lasă nimic la voia întâmplării. Aici începe o nouă etapă de informare. Am descărcat de pe site-ul Ministerului Sănătății fișierul cu laboratoarele acreditate. 27 pentru București, 26 fără DSP, care nu face teste la cerere. Am studiat termenele de eliberare a rezultatului și am constatat că majoritatea ne dau rezultatul în 3 zile lucrătoare de la recoltare, excluzând ziua recoltării. Deci, expirat din punctul de vedere al autorităților austriece. Dintre cele 26 de laboratoare, că da, am sunat la toate, unul singur a acceptat să recolteze probele vineri dimineața și să elibereze rezultatul în formatul impus de austrieci vineri seara. Este vorba de SINLAB și pe această cale mulțumim personalului pentru prietenia și profesionalismul cu care ne-au primit. Dimineața, ora 7:30, suntem în drum spre SINLAB, laboratorul de pe șoseaua Olteniței, pentru a ne fi recoltate probele pentru testele SARS-CoV-2. Tranzităm Ungaria, totul este bine, am trecut foarte repede prin vamă, mult mai repede decât ne așteptam, nu ne-a întrebat nimeni nimic de niciun document. Vedem cum va fi la vama cu Austria. Iată-ne în sfârșit în Austria, de când așteptam acest moment, aproape un an de zile. În această săptămână vă luăm cu noi în Austria Inferioară.
Vrem să vedem Valea Vașau și regiunea Waldviertel, sper că am pronunțat corect, zone pline de podgorii care în această perioadă anului ar trebui să fie pitorești, stugurii copți, poate oamenii la cules, vedem ce vom găsi la fața locului. Nu acesta era însă planul inițial. Noi am vrut să mergem în această săptămână în Stiria, să facem ceva trasee montane. Vremea ne-a făcut să ne întoarcem așa 180 de grade, dar avantaj Vânel! Această seară o petrecem fix aici, pe malul Dunării. Suntem în localitatea Ibs an der Donau, o localitate de pe la 1317, am citit eu pe Wikipedia, care a avut o importanță economică destul de mare datorită amplasării pe malul Dunării. Că tot aveam poftă de trasee, am găsit în această zonă cheile râului Ișpăr. Râul Ișpăr izvorăște din pădurea Weinsberg și cheile lui au o lungime de aproximativ 4 km. Traseul este foarte bine organizat, sunt podețe, scări de lemn, așa că sper să nu ne facem de rușine și să reușim să-l parcurgem în cele 2 ore pe care le menționează site-ul lor oficial. Stâncile de granit sunt specifice zonei și sunt răspândite în tot peisajul. Foarte frumoase cheile, impresionante cascadele, dar este ceva de urcat până aici. Am parcurs cheile. Nouă ne-a plăcut foarte mult acest traseu. Este bine întreținut, îți oferă un sentiment de siguranță, de civilizație. Este pentru toate vârstele. Biletul de intrare costă 3,50 €. Eu zic că merită din plin. Dacă sunteți și voi prin Austria și v-a plăcut acest traseu, cheile Ișpărului se află situate cam la jumătatea distanței dintre Linz și St. Pölten. După ce am obosit pe chei, am plecat să căutăm un loc pentru noapte. Pe drum ne-a atras atenția un lac, un mic lac, care nu apărea pe hartă, dar a cărui frumusețe ne-a făcut să ridicăm drona. Aici am vrut să ne petrecem seara, pe malul lacului. Din păcate, este un mare semn prin care se interzice parcarea flotelor pe timpul nostru.
avem planul B pregătit. Am rămas tot în apropierea lacului Frau Wiesentaich, într-o parcare pentru autorulote. Nu este atât de pitoresc precum pe malul lacului, dar nouă ne place mult și aici. Suntem în Weitra, un mic orășel din Austria care datează de la 1200. Este primul oraș austriac care produce bere în anii 1300. La mijlocul secolului al XVII-lea existau deja 33 de familii care produceau, vindeau acest produs. Este un orășel fortificat, zidurile de apărare sunt încă în picioare, are un castel, un centru vechi tare simpatic, merită vizitat. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și vă așteptăm săptămâna viitoare la episodul 2 al călătoriei în Austria. Așa că, abonați-vă la canal, apăsați clopoțelul pentru a vă fi notificate noile apariții și, dacă vă place, dați-ne un like. Pe curând!